Alinica va candida pentru încă un mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș din partea partidului Forța Dreptei, fapt previzibil după ultimele întâmplări din scena politică timișeană. Dat la o parte de PNL, Alinica a spus că nu a avut de ales decât să facă pasul către cea pe care o consideră cea mai autentică formațiune liberală din România. Președintele CJT nu s-a dezmințit și a vorbit despre situația Partidului Național Liberal la nivelul județului Timiș. Filiala PNL din județul nostru a fost vândută, de fapt nici măcar vândută, ci făcută cadou, dată gratis PSD-ului. Munca a zeci de primari, a sute de aleși locali, responsabili de zonă și membri simpli din PNL, membri loiali partidului, au fost aruncate la gunoi pentru a satisface interesele personale ale câtorva șefi de la București. Așa cum ați auzit, mi s-au oferit diverse funcții, poziții pe persoană fizică, dar am spus nu răspicat, deoarece nicio clipă soarta PNL nu a fost băgată în seamă sau protejată prin astfel de aranjament. Nu aș mai fi putut să mă uit în ochii colegilor mei care au ieșit în stradă, în Piața Unirii, acum o săptămână, dacă eu aș fi acceptat să-mi satisfac un presupus interes personal. După ce peste 3 ani de zile Alinica și Dominic Frit s-au atacat, acum vor trebui să meargă în tandem, după cum Alinica s-a exprimat. Cred că putem forma un tandem redutabil care să răspundă cu sinceritate așteptărilor electoratului de dreapta în Timișoara. Vom promova valori liberale, curate și nu opțiuni vopsite. La rândul său, Ludovic Orban și-a exprimat suportul pentru Alinica la Consiliul Județean Timiș și pentru Dominic Frit la Primăria Timișoara. Am convingerea că Alinica este un candidat redutabil pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Am convingerea că Dominic Frit este un primar care a demonstrat în cei 4 ani în care a acționat ca și primar, un primar care are viziune și care poate să ofere Timișoarei dezvoltarea pe care o merită fiecare timișorean. De asemenea, sunt convins că oricâte minciuni vor lansa în spațiu public comasați, că oricâte mâini vor încerca să sucească pe la spate, că oricât de multe resurse vor arunca în joc pentru a îi păcăli pe timișoreni și pe timișeni, nu vor reuși. Alinica a mai spus că în următoarea perioadă primari și lideri de organizații locale de la PNL se vor alătura Forței Dreptei, însă nu a dat nume pentru a nu fi expuși atacurilor.